Bună ziua! Mă numesc profesor Costel Chiteș și predau la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu din București. Astăzi am ales pentru dumneavoastră, în special pentru elevii de clasa 9, dar și în perspectiva pregătirii de clasa 12, o temă legată de calculul unor sume și produse. Chiar dacă matematica actuală se ocupă mai mult de structură, configurație și formă, numerele sunt esențiale și deprinderea de a le utiliza reprezintă încă o artă. Și vă invit să parcurgem împreună, astăzi, primii pași în calculul unor sume și al unor produse. Fiind date numerele reale A1, A2, AN, se notează A1 plus A2 plus AN cu sumă de la K egal cu 1 la N din AK. Și proprietățile cele două pe care trebuie să le rețineți și să le utilizăm împreună sunt următoarele, și anume sumă de AK plus BK este sumă de AK plus sumă de BK. Și sumă din alfa ori AK este alfa ori sumă de AK. Sunt foarte ușor de demonstrat. De exemplu, prima, ca să nu vă emoționați, pentru K egal cu 1 avem A1 plus B1 de adunat cu cine? Cu A2 plus B2 și așa mai departe de adunat cu AN plus BN. Pentru că sunt numere reale, adunarea este și comutativă și asociativă și atunci putem pune la început A-urile și după aceea la final să punem și B-urile. Și atunci sesizați că ceea ce am obținut, suma aceasta este chiar sumă de AK, iar cealaltă sumă este exact sumă de BK. A doua proprietate, vă dați seama că alfa este factor comun și iese imediat. Trebuie să facem o remarcă, pentru că mai sunt copii care greșesc din când în când, și anume că sumă din produs este diferit de produsul sumelor. Și anume, de ce se întâmplă treaba asta? Pentru că pentru K egal cu 1 avem A1B1 plus A2B2 plus și așa mai departe ANBN, este în general diferit de A1 plus A2 plus AN, de înmulțit cu B1 plus B2 plus BN. Sesizați de ce, nu? În membru stâng avem N termeni, iar în membru drept avem N pătrat termen. De exemplu, A1B1 apare, dar A1B2 apare în membru drept și nu apare în membru stâng și așa mai departe. Deci, vă rog să rețineți și această remarcă. De asemenea, se notează produsul A1, A2, AN prin produs de la K egal cu 1 la N de AK și acest simbol are și el două proprietăți, și anume produs din produs e produsul produselor și produs din alfa ori AK este alfa la N de mulți cu produs de AK. Demonstrația vă dați seama că e ca și înainte, deci A1B1 de mulți cu A2B2 ANBN, punem întâi A-urile, după aceea B-urile, iar la alfa ori AK fiecare factor conține pe alfa și atunci apare alfa la N. De asemenea, produs din sumă este diferit de suma produselor. Și pentru început am dorit să vă reamintesc cum se calculează SK-urile. Deci am notat cu S indice K suma de la 1 la K plus 2 la K plus N la K pentru K natural. Și pentru primele valori vrem să le calculăm împreună astăzi pentru a le utiliza în majoritatea problemelor legate de sume din polinome care depind de K, adică polinome în K. Pentru K egal cu 0, suma noastră este 1 la 0 plus 2 la 0 plus N la 0, adică 1 plus 1 plus 1 care face N. S1 este suma unei progresii aritmetice, sau dacă vreți să scriem încă o dată S1 egal cu și scriem termenii descrescători, adunăm și obținem rezultatul cunoscut încă din gimnaziu. Pentru K egal cu 2, lucrurile sunt un pic mai delicate. De ce? Pentru că nu putem aplica varianta pe care o știm de la S1. De exemplu, dacă facem aici o încercare împreună și vom vedea că e nereușită, și anume dacă îl scriem pe S2 cu termenii descrescători, adică n pătrat plus n minus 1 la pătrat plus 1 la pătrat și adunăm, ce o să ne iasă? 2S2 este egal cu n pătrat plus 1 plus, și acum avem n minus 1 la pătrat de adunat cu 4 și o să ne dea n pătrat minus 2n plus 5. Și nu mai are rost să mai calculăm, pentru că deja observăm că termenii sunt diferiți. Deci nu mai merge să aplicăm, nu mai putem aplica exact varianta pe care am aplicat-o în calculul S1, pentru că aici termenii erau în progresie aritmetică. Și atunci va trebui să facem următorul lucru, și anume să plecăm, aici am scris din senin, pentru că am luat o expresie luată dintr-o carte americană, care chiar așa începe și m-am gândit să vă fac și dumneavoastră plăcere, pentru că din senin ne apare soluția. Iată cum. Plecăm de la identitatea arhicunoscută, K plus 1 la cub, deci trecându-l pe K la 3 în membru stâng avem identitatea aceasta
și în această identitate îi dăm lui K valori de la 1 la N. Prin adunare, în membru stâng ce obținem? N plus 1 la cub minus 1 este egal cu 3. Suma pătratelor, deci din senin a apărut S2, așa cum spuneau americanii, plus 3 de mulțit cu suma de la 1 la N și plus S0. Deci aceasta este o ecuație în care S2 este necunoscută. Înlocuim valorile lui S1 și S0 deja cunoscute, adică gândind recurent, descoperim cât face S2. Și anume S2 este N pe lângă N plus 1, pe lângă 2N plus 1 pe 6. Vă rog să faceți calculul acasă, că iese imediat. Analog, pentru a calcula pe S3, adică suma cuburilor, vom pleca de la dezvoltarea lui K plus 1 la A4. Vă amintiți, se pot calcula foarte ușor primele dezvoltări binomiale cu ajutorul triunghiului Pascal. Nu? 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1 și cu 2, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1 și în clasa 10-a se învață că aceste numere sunt de fapt coeficienți binomiali. Și atunci, pe baza triunghiului aritmetic, cunoscut încă din vechime, și îl puteți aplica ușor. Și acum, la exercițiile propuse, iată o primă problemă, să se calculeze suma primelor N numere naturale impare. Nu? Deci, S-ul o să-l scriem ca fiind cine? Sumă. Și acum fiți atenți, copii. În loc de N punem K, deci o să fie 2K minus 1 și observăm că K-ul variază de la 1 la N. De ce? Pentru K egal cu 1, am 2 ori 1 minus 1, e primul termen. Pentru K egal cu 2, 2 ori 2 minus 1, este 3. Și așa mai departe. Pentru K egal cu N, este ultimul termen. Și aplicăm proprietățile care le-am învățat. Și anume, sumă de la K egal cu 1 la N din 2K minus sumă de la K egal cu 1 la N din 1, care o să scriem ca fiind K la 0. 2-ul iese în față, conform proprietății 2, și sumă de K înseamnă S1. Iar celălalt este chiar S0. Deci este 2 de înmulțit cu N pe lângă N plus 1 pe 2 și minus N. 2 se simplifică și dacă dezvoltăm un pic, ce obținem? N pătrat plus N minus N, care face N pătrat. Deci iată că suma respectivă face N pătrat. Și pentru că veți fi și voi cândva părinți, îmi permit să vă fac o mică observație foarte frumoasă. Când o să fiți cu proprii voștri copii pe malul mării și copiii sunt micuți, puteți să le demonstrați această identitate în felul următor. Și anume, pe nisip ud, luați o pietricică sau o scoică, ăsta e 1. După care luați 3 scoici și vedeți că s-a format un pătrat perfect. Deci 1 egal cu 1 la pătrat, 1 plus 3 este 2 la pătrat. Luăm acum 5 scoici sau pietricele, ce găsiți pe nisip la mare, și atunci obținem identitatea 1 plus 3 plus 5 este egal cu 3 la pătrat. Și așa gândeau vechii greci această sumă, deci e cunoscută din antichitate. Vedeți ce frumoasă este istoria matematicii, pentru că ne educă și ne face să fim mai buni părinți decât au fost părinții noștri cu noi. Exercițiu 2. Să se calculeze sumă din acest produs. Deci, vă dați seama că este sumă de la K egal cu 1 la N din, facem întâi înmulțirea, K pătrat plus K. Știți foarte bine că am dat remarca că nu pot să scriu sumă din K de mulțit cu sumă de K plus 1. Atenție la ce am spus mai sus. Și atunci este sumă din K pătrat plus sumă din K, cu K variind, bineînțeles, de la 1 la N. Și atunci obținem pe cine? Pe S2 plus S1. Și care, bineînțeles, S2 se știe, N pe lângă N plus 1 pe lângă 2N plus 1 pe 6, adunat cu N pe lângă N plus 1 pe 2. Numitorul comun e 6, îl dăm factor comun pe N pe lângă N plus 1 și în paranteză ce vine? De 2N plus 1 plus 3, deci 2N plus 4, totul pe 6. Împărțim prin 2, deci va fi N pe lângă N plus 1 pe lângă N plus 2, totul pe 3. Oare o fi bine sau nu? Și vă invit să faceți demonstrația prin inducție matematică. Măcar pentru N egal cu 1 să verificăm. 1 ori 2 ori 3 1 ori 2 ori 3 supra 3 este exact 2. Și pentru K egal cu 1 avem 1 ori 2, 2. Deci măcar am făcut verificarea de bun simț. Suma aceasta, cum o să o facem? La fel, dezvoltăm binomul. Deci sumă de la K egal cu 1 la N și o să fie 4K pătrat minus 4K plus 1. Și ați înțeles, dragi copii, că mai departe este sumă din fiecare, deci o să obținem 4 ori S mare 2 minus 4 ori S mare 1 și, atenție, nu e plus 1, ci plus N sau S0. Înlocuiți valorile și ați obținut rezultatul. La fel se face și această sumă, în care apare un polinom de gradul 3 în K, deci întâi se face înmulțirea și după aceea se distribuie,
deci este sumă de la K egal cu 1 la N, K pătrat ori K este K la a treia, 2K și cu K 3K, deci 3K pătrat și plus 2K. Și atunci, evident că prin distribuirea sumei o să fie cine? S3 plus 3S2 și plus 2S1. Valorile deja sunt cunoscute, calculate de dumneavoastră mai devreme și doar trebuie înlocuit. Am trecut după aceea la sume de fracții raționale, în care știți foarte bine că unele sunt calculabile, cum este și aceasta, se mai numește și sume telescopice, sumă de la K egal cu 1 la N, și încercăm să descompunem fracția într-o diferență. Se vede foarte ușor că este această diferență. De ce? Aducând același numitor, K plus 1 minus K se reduce și K-ul se reduce, rămâne 1. Și atunci adăm valori și scriind, așa cum scriu vechii chinezi, 1 pe 1 minus 1 pe 2 pentru K egal cu 2, 1 pe 2 minus 1 pe 3, 1 pe 3 minus 1 pe 4 și așa mai departe, 1 pe N minus 1 pe N plus 1, și dacă le adunăm, vedeți că termenii se reduc, de asta se spune sumă telescopică, rămâne cât 1 minus 1 pe N plus 1, care este N pe N plus 1. Și iarăși, identitatea care am obținut-o, suma respectivă egal cu acel rezultat, care se poate demonstra prin inducție matematică. Această sumă are cel puțin două metode de rezolvare. Una este mai lungă și alta este mai scurtă. Deci metoda întâi îmi permit să vă amintesc sau să vă învăț, depinde de fiecare cum se raportează. Dacă punem în fracții simple, ar trebui să punem K, K plus 1 și K plus 2. După care să punem niște scalari, niște numere ABC și să identificăm coeficienții ABC pentru care egalitatea are loc. Nu? Cred că vă amintiți. Deci este sumă de la K egal cu 1 la N din A cu ce se amplifică? Cu K plus 1 pe lângă K plus 2, B-ul se amplifică cu K pe lângă K plus 2 și, în fine, C-ul se amplifică cu K pe lângă K plus 1. Și la numitor apare produs. K, K plus 1 și K plus 2. Și atunci lăsăm suma deoparte, identificăm acest polinom în K de gradul 2 cu polinomul de gradul 0 care este în K chiar 1. Și atunci coeficienții lui K pătrat cine o să fie? O să fie A plus B plus C, care trebuie să fie 0 pentru că aici nu apare K pătrat, coeficientul lui K, deci aici e 2K, 3K, deci o să fie 3A plus coeficientul lui K din coace este 2B și la final este plus C. Egal cu coeficientul lui K de aici care este 0 și în fine termenul liber apare doar 2A. Nu, că din coace nu mai apare termen liber. Deci 2A egal cu cine? Cu 1. Și se rezolvă acest sistem, bineînțeles, foarte ușor. A egal cu 1 pe 2, nu? Și continuați dumneavoastră. Cred că și C-ul este tot 1 pe 2 și B-ul cred că e minus 1. Deci A-ul este 1 pe 2, deci înseamnă că avem B plus C este egal cu minus 1 pe 2 și în relația cealaltă avem 2B plus C este egal cu minus 3A, care înseamnă minus 3A minus 3 pe 2. Și atunci prin rezolvarea sistemului, prin scădere, deci obținem B egal cu minus 3 pe 2, B-ul este minus 1. Și atunci, dacă B-ul este minus 1, înseamnă că C-ul este plus 1 pe 2, înseamnă că e corect. Și atunci, dacă revenim la descompunere, deci B-ul e minus 1, îl dăm afară pe 1 pe 2 și atunci vom avea 1 pe 2 sumă de la K egal cu 1 la N din 1 supra K minus 2 supra K plus 1 plus 1 supra K plus 2. Se descompune, deci se dau valori și făcând suma telescopică găsim rezultatul. La metoda 2, care este mult mai rapidă și pe care vă recomand, este ca să scriem sumă de la K egal cu 1 la N din 1 supra K pe lângă K plus 1 minus 1 supra K plus 1 pe lângă K plus 2. Nu este încă perfectă identitatea, pentru că aducând același numitor, aici amplific cu K plus 2, aici amplific cu K și îmi rămâne prin reducere un 2 sus la numărător și atunci trebuie pus un 1 pe 2 în față. Și acum suma devine telescopică și se calculează foarte ușor. Exercițiul următor care l-am selectat este iarăși un exercițiu frumos și anume să se calculeze această sumă. Observăm că numărătorul este K plus 1 la pătrat minus K pătrat. Și atunci, având la numitor K pătrat pe lângă K plus 1 la pătrat, sumă de la K egal cu 1 la N, se descompune cele două fracții,
se descompun și atunci ne rămâne cât 1 pe K pătrat minus 1 pe K plus 1 la pătrat, care evident că este sumă telescopică și rămâne cât 1 minus 1 pe N plus 1 la pătrat. Să analizăm un pic această problemă și pentru elevii de clasa 11 sau a 12. În ce sens? Se întâlnește la capitolul șiruri limită când N tinde la infinit din sumă de la K egal cu 1 la N din 2K plus 1 pe K pătrat pe lângă K plus 1 la pătrat. E, dacă îl întâlnim la analiză matematică, ne dăm seama că noi trebuie să știm să calculăm suma, motiv pentru care în clasa 9 și a 10-a elevii ar trebui să învețe foarte bine calculul sumelor. Și atunci, folosind rezultatul care l-am obținut, evident că este 1 limita, pentru că acest șir tinde la 0. La fel pentru cealaltă sumă, sesizați că numărătorul este chiar K plus 1 la a 3-a minus K la a 3-a și dacă îl împărțim la numitor, K la a 3-a pe lângă K plus 1 la a 3-a, atunci suma noastră este iarăși sumă telescopică și anume sumă de la K egal cu 1 la N din 1 pe K la a 3-a minus 1 pe K plus 1 la a 3-a. Și evident că rezultatul este 1 minus 1 pe N plus 1 la cub după cent de valori. Dacă punem și limita în față, vedem că limita e tot 1. Exercițiul următor este iarăși clasic, nu? L-am ales pentru dumneavoastră pentru recapitulare. Și anume, se amplifică cu conjugatul la numărător, deci o să fie radical din K plus 1 minus radical din K, iar la numitor este evident 1. Și asta este sumă telescopică și ne dă cât radical din N plus 1 și minus 1. Se poate demonstra și prin inducție rezultatul obținut. Am ales și un produs pentru dumneavoastră și anume acesta. Deci este produs de la K egal cu 2 până la N din K minus 1 pe lângă K pătrat plus K plus 1 supra K plus 1 pe lângă K pătrat minus K plus 1 și aplicăm proprietățile produsului și anume este produs din K minus 1 supra K plus 1 de mulțit cu produs din K pătrat plus K plus 1 supra K pătrat minus K plus 1, K variind de la 2 la N. Și dacă dăm valori, ce obținem? Pentru K egal cu 2 este 1 supra 3, dermulțit cu, pentru K egal cu 3, 2 supra 4, dermulțit cu 3 pe 5, dermulțit cu puncte, pentru că am scris primele 3 fracții și vedem că se simplifică 3 cu 3, trebuie să le scriem și pe ultimile 3. Deci pentru n minus 2 o să obținem n minus 3 pe n minus 1, pentru n minus 1 n minus 2 supra n și dermulțit cu n minus 1 supra n plus 1. Deci ăsta este primul produs. Și dermulțit cu, pentru k egal cu 2 avem 4 și cu 2 și cu 1, 7 supra 4 minus 2, 2 și cu 1, 3, demulțit cu, pentru 3, 9 și este 13 supra pentru 3, 9, 7 și demulțit cu puncte, ultima este n pătrat plus n plus 1 supra n pătrat minus n plus 1. Și observăm că 3 se simplifică, 4, 5 și așa mai departe se simplifică, n minus 1 cu n minus 1, n minus 2 cu tot ce era înainte, deci ne-a rămas 1 ori 2 care face 2 și jos la numitor este n pe lângă n plus 1, deci din primul produs. În al doilea produs observăm că termenii factorii se simplifică unul după celălalt și o să ne rămână fix n pătrat plus n plus 1 supra 3. Deci practic ne-a ieșit 2 pe 3 demulțit cu n pătrat plus n plus 1 supra n pătrat plus n. Și pentru elevii care știu analiză matematică, limita acestei fracții este 1, deci practic tinde către 2 pe 3 când n tinde la infinit. Acest exercițiu vi-l propun să-l continuați singuri. Observați că la numărător avem o descompunere și anume k plus 1 pe lângă k plus 3, iar la numitor este k plus 2 la pătrat. Și atunci descompunem produsul în două produse și care se calculează foarte ușor de către dumneavoastră. Deci K plus 1 supra K plus 2 și demulțit cu produs din K plus 3 supra K plus 2. K variind de la 1 la N. Fiecare se înlocuiește și iese imediat. Și acum, la
partea finală a lecției, o să îmi permiteți să vă arăt, să vă dau în primul rând o definiție. Dacă se dă un șir Xn de numere reale și se definește Sn ca fiind X1 plus X2 plus Xn, pentru orice n mai mare sau egal cu 1, cuplu format din cele două șiruri, Xn și Sn, se numește serie și se notează sumă de la n egal cu 1 la infinit din Xn. Și atunci, definiția spune că o serie este convergentă dacă șirul sumelor parțiale, adică Sn, este convergent. Și în acest caz, limită de Sn, dacă o notăm cu S, care e număr real, se numește suma seriei. De ce v-am spus acest lucru? Pentru că ați întâlnit când erați micuți, de exemplu, 0,1 perioadă. Și v-ați întrebat cât face. Regula care era dată nu prea a fost demonstrată. Deci ea, de fapt, ce reprezintă? E 1 pe 10 plus 1 pe 10 la a doua plus 1 pe 10 la n plus puncte puncte. Și atunci, pentru că este o serie, vom lua șirul sumelor parțiale, adică suma primilor n termeni, pe care știm să-l calculăm, fiind progresie geometrică. Primul termen este 1 pe 10, demulțit cu 1 minus rația la câți termeni sunt, supra 1 minus rația. 1 pe 10 la întinde la 0 pentru că este subunitar și atunci ne rămâne cât? Ne rămâne 1 pe 10 demulțit cu 10 pe 9, adică 1 pe 9. Și am dat exact peste rezultatul pe care știți din clasa A6-a, și anume scrierea unui număr zecimal periodic sub formă de fracție ordinar. Asta este o demonstrație. A doua demonstrație, care este foarte frumoasă, este că dacă notăm cu x pe 0, perioadă 1 și înmulțim cu 10, obținem 10x este egal cu 1, perioadă 1. Și atunci dacă le scădem, ce obținem? 9x egal cu 1, de unde rezultă că x egal cu 1 pe 9. Vă invit ca și dumneavoastră să continuați acest raționament și anume să utilizați definiția seriei convergente și să sesizați că, de exemplu, 0, perioadă 12 este 12 pe 99. Și așa mai departe. Demonstrația o puteți face pe cazul general pentru orice număr periodic. În finalul lecției remarcăm faptul că calculul sumelor pentru un număr finit de termeni conduce treptat la noțiunea de serie, iar calculul produselor pentru un număr finit de termeni va conduce la calculul produselor infinite. La final, vă urez, dragi elevi, mult succes în învățare și multă sănătate. La revedere!